găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la emisiunea Analiză Inițială. Eu sunt Andreea Dascălu și alături de invitatul meu de astăzi vom analiza cele mai importante titluri ale zilei. În emisiunea de astăzi vom discuta despre boala limbii albastre, care a afectat târgurile din mai multe regiuni, printre care și județul Dolj. Vedem imediat în emisiune care sunt consecințele. Apoi vom discuta despre conferința internațională comună a cercetătorilor doctorali și postdoctorali din Craiova. Iar la finalul emisiunii vorbim despre ziua care a schimbat cursul istoriei în urmă cu 13 ani, ziua de 11 septembrie. Alături de mine în platou se află colegul meu Cristi Nedelcu. Bună dimineața, Cristi! Bine ai venit în emisiune! Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața, stimați telespectatori! Mulțumesc pentru invitație! Bine ai venit! După cum spuneam, primul nostru subiect de astăzi este despre boala limbii albastre. Numărul cazurilor cu suspiciune de boala limbii albastre crește de la o săptămână la alta în județul Dolj. Este greu de spus cât de bine reușesc autoritățile să țină situația sub control, având în vedere că până în prezent niciun târg din județul Dolj în care se comercializează animale nu dispune de autorizație sanitar-veterinară de funcționare. Ieri a fost luată decizia de închidere a târgurilor pentru speciile receptive, bovine, ovine și caprine, până pe 5 octombrie 2014. În scurt timp vom urmări și un material video. Până atunci, Cristi, cum arată această situație atât pentru județul Dolj cât și pentru România? În Dolj, în momentul de față, sunt 94 de bovine suspectate că au contactat boala limbii albastre. Datele s-au fost oferite de reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dolj. Și de asemenea, în alte 22 de cazuri, analizele au confirmat prezența virusului. În același timp, 6 animale au fost tratate și cu ajutorul tratamentului au reușit să depășească boala. Mai trebuie să mai spunem că posesorii, proprietarii acestor animale sunt despăgubiți și deci ei își primesc banii în cazul decesului animalelor. Și de asemenea, trebuie să mai spunem că principala cauză a acestei boli o reprezintă înțepătura de țânțar, deci boala se transmite de la animal la animal prin insecte, prin țânțari. Iar reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare spun că dacă anul acesta de disecție ar fi fost făcută, atunci nu ne-am fi confruntat cu astfel de situație. Deci, într-adevăr, problema a apărut în acest an din cauza dezinfecției care nu a fost făcută corespunzător. Da. Într-adevăr, așa este. O să urmărim materialul, după care revenim la discuția noastră de astăzi, prin care o să prezentăm situația concretă despre boala limbii albastre. În comuna Rojiște nu s-a mai auzit până acum de boala limbii albastre. Acum însă localnicii se tem că a ajuns și la ei. Primele simptome duminică, după masă, au apărut. Am chemat doctorul de aici, după raza comunei, a venit. Deocamdată a zis că planează asta, că este sub suspiciune. I-a făcut tratament, a luat probă de sânge. Așteptăm să vedem rezultatul de la laborator și cât o costa. Celelalte animale au prezentat simptome și dacă ați auzit în comună și de alte cazuri? Nu, nu. În comună, da, ar mai fi ceva, dar încă nu se știe sigur. Da. Din ce cauză v-au explicat medicii că se ajunge la asemenea probleme? Cauza unui țânțar care se presupune că le înțapă și transmite boala de la un animal la celălalt. Până acum, în Dolj, boala limbii albastre a făcut 2 victime, în vreme ce alte 22 de cazuri au fost confirmate. Prefectul Nicolae Sorin Răducan a convocat astăzi Centrul Local de Combatere a Bolilor. În urma discuțiilor a fost aprobat un plan de măsuri în ceea ce privește limitarea extinderii bolii, printre altele stabilindu-se și închiderea târgurilor pentru speciile receptive, bovine, ovine și caprine, până la data de 5 octombrie, se explică într-un comunicat de presă remis de Palatul Administrativ. Pe de altă parte, reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare Dolj au declarat că persoanele care și-au pierdut animalele din cauza bolii limbii albastre vor fi despăgubite. Am revenit în platou. Cristi, despre ce localități vorbim din județul Dolj mai exact? În momentul de față, în Dolj funcționează 22 de târguri săptămânale, în Mărșan, Dăbuleni, Plănița, Poiana Mare, Amărăș, Leu, Celaru, Bechet și multe alte comune. Ideea este că niciunul dintre aceste târguri nu are autorizație sanitar-veterinară de funcționare, pentru că nimeni, declară reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare, nu a luat măsuri pentru asigurarea apei curente și a energiei electrice, a spațiilor comerciale și a paducurilor pentru animale. Ca urmare, reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare vor realiza controle în teren pentru a verifica modul în care se desfășoară activitatea comercială în aceste târguri,
După cum am văzut și în materialul video, comercializarea bovinelor, ovinelor și caprinelor este interzisă în aceste târguri până pe data de 5 octombrie și reprezentanții autorităților vor să vadă dacă aceste interdicții chiar sunt respectate în teritoriu. Lipsa de fonduri este o problemă pentru care oamenii nu fac aceste controle sanitare veterinare? Lipsa de fonduri și lipsa de interes și de informare. Până acum nimeni nu s-a confruntat cu această situație, cu această boală și prin urmare nu exista motivație să o consideră un potențial pericol. În același timp, lucrurile au fost, după cum spuneam și înainte de a urmări materialul, au fost cumva corborate, pentru că autoritățile locale nu s-au preocupat de realizarea dezinsecției și atunci am asistat la o astfel de declanșare, unei astfel de probleme. Dar cum arată un târg la noi, pentru cei care nu au mai fost de foarte mult timp? Sunt condiții bune în târgurile din județul Dolj? Situația diferă de la caz la caz, dar ideea este că amenajarea unui târg la standardele normale este destul de scumpă. De exemplu, primarul orașului Bechet spune că reabilitarea completă a târgului se ridică undeva la 70.000 de lei. Asta ar însemna țarcuri pentru animale, țarcuri noi, toate dotările corespunzătoare. Din păcate, în momentul de față, majoritatea târgurilor săptămânale de la noi sunt un astfel de maidan pe care vin oamenii și vând tot felul de lucruri fără să existe condiții minime. Este și motivul pentru care aceste târguri nu dispun de autorizații sanitar-veterinare și probabil că după declanșarea acestor controle, e posibil ca lucrurile să se schimbe puțin și primarii din comunele respective să se gândească înainte de a investi, de exemplu, în terenul echipei de fotbal, că poate ar fi mai bine să investească în târgul de săptămână. Avem și o declarație a primarului comunei Leu, în care spune oamenii vor ajunge să vândă animalele direct de acasă, iar primăria nu va mai avea niciun fel de autoritate. Cum comentezi această replică? Primarul are dreptate, pentru că interdicția nu va însemna că oamenii nu vor mai vinde aceste animale, ci vânzarea se va face în zone neautorizate. Acum oamenii își asumă riscurile respective. Nu este, medicii spun că nu este un pericol dacă boala nu se transmite la om, dar cu toate acestea condițiile igienice sunt aproape inexistente în momentul în care cumperi animale direct de la om de acasă. Și, din păcate, este o practică destul de frecventă în județul nostru. Comercializarea acestor animale se face în mod destul de precar din punct de vedere al condițiilor de igienă. Deci să înțeleg că și carnea și produsele pe care le oferă aceste bovine dăunează până la urmă. Bun, repet, medicii spun că nu se transmite boala de la animal la om, dar, repet încă o dată, condițiile igienice în care se desfășoară toată această activitate de vânzare a cărnii fac destul de posibil apariția unor astfel de boli. Și oamenii vor primi despăgubiri? Dacă oamenii ale căror animale mor din această cauză, trebuie să obțină un certificat de la medicul veterinar care să ateste acest lucru și pe baza acestui certificat vor fi despăgubiți. Într-adevăr, zice că s-a găsit și un leac și au fost vindecate câteva. Există un tratament care se poate aplica, dar trebuie știut că tratamentul este plătit de deținătorul animalului, deci nu este suportat de către stat și cu condiția să se intervină în timp optim. Acum întrebarea este în ce măsură medicii veterinari din județ sunt pregătiți să facă față unei astfel de situații, pentru că din păcate, rețeaua aceasta medicilor veterinari nu este una foarte bine pusă la punct în județul nostru. Într-adevăr, așa este. Noi continuăm cu un nou subiect. Conferința internațională comună a cercetătorilor și doctorali și postdoctorali va avea loc mâine la Facultatea de Drept și Științe Sociale din Craiova. În cadrul conferinței se va face o prezentare a rezultatelor activității de cercetare efectuată de grupul țintă pentru îmbunătățirea capacității de valorificare a rezultatelor cercetării realizate în cadrul programelor doctorale și postdoctorale și a dezvoltării în domeniul de cercetare.
Cristi, cum cât de mult se focalizează oamenii pe cercetare în România? Bun. Din păcate, finanțarea cercetării în țara noastră este un subiect extrem de sensibil, în sensul că de fiecare dată când se realizează bugetul, cercetarea este trecută undeva pe la finalul listei de priorități și banii alocați din bugetul național către această activitate extrem de importantă sunt foarte, foarte puțini. Există, din fericire, astfel de posibilități în cadrul unor axe de finanțare pe proiecte europene, subiect pe care l-am abordat și în emisiunea de ieri. Există o linie de finanțare, un program operațional sectorial, dezvoltarea competitivității economice, în cadrul căruia există și parte de cercetare, dar în același timp există și alte domenii și alte axe unde se poate face această, se pot accesa bani pentru desfășurarea cercetării. Spuneam că, din păcate, la noi lucrurile se desfășoară în felul acesta, adică universitățile sau cercetătorii trebuie să-și găsească singuri astfel de posibilități de finanțare. Și în momentul în care Ministerul Învățământului sau Ministerul Cercetării, poate de-a lungul vremii diferite denumiri, realizează împărțirea banilor, foarte puțini bani merg către zona de, către zona de cercetare. În cazul despre care discutăm, este vorba de un proiect de 18 luni, în care, în afară de Universitatea din Craiova, lider de proiect, mai există parteneri instituționali, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea din București și Universitatea de Vest din Timișoara, iar obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea programelor de cercetare doctorală și postdoctorală prin acordarea de sprijin financiar și instituțional pentru participarea doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat la astfel de programe ca modalități de creștere a atractivității pentru inițierea și dezvoltarea unei cariere în cercetare. De ce este extrem de important să existe astfel de proiecte? Pentru că le prezintă tinerilor, aflați la început de drum, oportunitatea și posibilitatea unei șanse în alegerea unei cariere în domeniul cercetării. Pentru că, altfel, este o zonă extrem de puțin atractivă și riscăm să pierdem tineri extrem de valoroși și cu potențial, care pot să aleagă să plece în străinătate, acolo unde lucrurile sunt mult mai bine puse la punct, și în felul acesta să pierdem oameni în care am investit, oameni cu potențial și oameni în care și totuși oameni în care de-a lungul timpului s-a investit și competenți. După cum spuneam, în Occident, dar mai ales în Statele Unite, pentru că modelul acesta este clar, modelul principal este cel din Statele Unite, cercetarea este foarte strâns legată de învățământul superior. Și în Statele Unite, acolo unde cele mai performante instituții de învățământ nu sunt cele de stat, ci sunt cele private, acolo există mari companii care investesc în cercetare, în proiecte de mare anvergură, în colaborare cu marile universități din Statele Unite. Și care recrutează tineri. Și implică pe tineri în cercetare încă de pe băncile facultății, pentru că aceste companii sunt conștiente de faptul că investind în sectorul de cercetare la acest nivel, pot să câștige foarte mult. Sunt numeroase cazuri în care respectivele companii au beneficiat de pe urma proiectelor realizate în urma acestor studii de cercetare și au câștigat bani foarte mulți. Pentru că până la urmă discutăm despre piață și în Statele Unite, repet, acesta este modelul principal, în Statele Unite s-a înțeles că investiția în inteligență este o investiție extrem de profitabilă și se pot scoate bani foarte mulți dacă investești în cercetare și în inteligență. Și în același timp și imaginea pe care o oferă țării respective. Da, și imaginea pe care o oferă țării respective, dar să fim serioși, repet, în Harvard-ul are bugetul mai mare decât bugetul tuturor universităților din Franța la un loc. Acolo e pur și simplu o problemă de business, o problemă de afaceri. Menții calitate la nivel
foarte ridicat al învățământului, investești în cercetare și câștigi foarte mulți bani. Nu, nu e problemă. Nu își pun companiile care investesc în astfel de proiecte împreună cu cei de la Harvard sau de la MIT, nu își pun problema că trebuie să îmbunătățească imaginea Americii. E ultimul lucru la care se gândesc. Ei se gândesc strict la profit. Și un proiect făcut de o mare companie cu cineva de la MIT are toate șansele să fie extrem de profitabil. Bine, după cum am vorbit și în emisiunile anterioare, diferența între teorie și practică. Cum ai spus și tu, dacă iau tineri din rândul studenților și din universități, au șansa să facă și aceștia practică la rândul lor. Adică este o idee și un win-win și pentru facultăți și cei care fac programele de cercetare și pentru studenți. Evident, este o modalitate de a-i implica pe studenți din timpul studiilor în activitatea de cercetare și de a intra în partea de producție, pentru că acolo lucrurile sunt extrem de legate între ele, nu sunt atât de fragmentate, adică înveți ceva în sistemul de învățământ, că este el școlar, universitar și așa mai departe, și după ce ai terminat, după ce ai parcurs sistemul de învățământ, intri pe o piață unde începi abia atunci să înveți în mod concret și, lucruri care ți folosesc. Dacă este unul dintre reproșurile care se face în mod frecvent sistemului nostru de învățământ, este acela că este rupt de situația concretă și de piața din momentul de față. Și mă întorc la modelul american, model pe care europenii au încercat să-l copieze prin sistemul de la Bologna. Acolo lucrurile sunt eficiente pentru că sunt sunt în piață, activitatea este în piață și atunci companiile investesc într-un domeniu care este extrem de profitabil. Îți trebuie numai să înțelegi că o investiție în inteligență și în cercetare este profitabilă și poți să câștigi din acest lucru. Și la noi în România, în cât timp crezi că își vor da seama că se poate face o afacere din cercetare? Nu știu, din păcate în România în acest domeniu se investește foarte puțin. Exemplul pe care îl dădeam puțin mai devreme este un exemplu destul de singular și mulți dintre tinerii care au potențial și care sunt capabili, la finalul studiilor aleg să plece în străinătate, în special cei care doresc să facă performanță în orice domeniu ar fi să activeze. Și pleacă în străinătate, acolo unde condițiile de cercetare sunt incomparabile cu cele din România. Știu că și noi în Craiova avem un centru de cercetare pentru bolile genetice, care până la urmă nu a căpătat foarte multă amploare. Spuneau medicii de acolo același motiv, că nu au finanțare și că trebuie să-și găsească singur finanțare și în același timp nu este foarte promovat. Secția de genetică din Craiova, de fapt centrul de genetică, nu este foarte promovat în Craiova și în România. Da, în Occident lucrurile stau așa, un astfel de centru de cercetare, indiferent de ce domeniu ar fi, el are un management, un manager care se ocupă de identificarea resurselor și stabilește o serie de contracte care pot să devină profitabile. Cei care realizează pur și simplu cercetarea se ocupă de partea lor de cercetare, iar cine se ocupă de partea de management se ocupă de partea de management. Lucrurile nu se amestecă între ele pentru că nu sunt profitabile. Este mai profitabil să ai un manager extrem de competent care știe să identifice unde se găsesc resursele respective, că se găsesc pe axe de finanțare, că se găsesc în mediul privat. Nu știu, cine este specialist în domeniul acesta al managementului unui astfel de centru știe unde să identifice resursele respective. Nu poți să-i ceri cuiva care desfășoară activitate de cercetare și care trebuie să-și canalizeze și să-și focuseze capacitățile pe subiectul pe care este competent și știe să-l desfășoare, să-i ceri să meargă să se ocupe de alte lucruri. Este, din păcate, un mecanism care în România se întâlnește nu numai în partea de cercetare, ci în multe alte domenii unde oamenii ajung să facă lucruri pentru care nu sunt pregătiți. Mai avem un proiect de cercetare care va avea loc astăzi, să-l precizăm și vom vorbi în continuare despre ce este vorba. Secția de științele naturii a Muzeului Olteniei din Craiova, în colaborare și cu sprijinul Consiliului Județean Dolj, organizează ediția 11 a Conferinței Științifice Internaționale Muzeul și Cercetarea Științifică. Deschiderea conferinței va avea loc astăzi în sala de ședințe numărul 1 a Consiliului Județean Dolj. Vorbim de alt proiect de cercetare, de data aceasta vorbim despre un proiect realizat de către Muzeul de Științe ale Naturii. Despre ce este vorba mai exact, Cristi? Da. Seria aceasta de conferințe pe care Muzeul Olteniei, Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei o desfășoară, este
o activitate cu tradiție, deja a ajuns la ediția cu numărul 11 și este un exemplu de bună practică, pentru că tot vorbeam puțin mai devreme despre cercetare. În România, dacă în zona învățământului universitar există proiecte care se desfășoară și finanțări care se găsesc mai greu sau mai ușor, în ceea ce privește instituțiile muzeale, lucrurile se pot desfășura ceva mai lin și ceva mai bine, în măsura în care atât la conducerea muzeului, cât și la conducerea instituției care patronează muzeul, se află persoane care înțeleg necesitatea finanțării unor astfel de activități. Din fericire, în Craiova lucrurile s-au îmbinat și Universitatea și Muzeul Olteniei are o conducere care a știut să convingă forul tutelar, și anume Consiliul Județean, de necesitatea investiției în astfel de activități. Muzeele reprezintă un punct important pe harta unui oraș și în momentul în care investești în muzee, orașul în sine are de câștigat și regiunea are de câștigat. Capătă valoare. Acum, investiția în muzeu înseamnă mai mult decât o simplă, să spunem, expoziție permanentă sau expoziție temporară, care, într-adevăr, reprezintă punctul principal. Înseamnă, în primul rând, investiția în oamenii care lucrează acolo. Gradul de pregătire al oamenilor care lucrează într-un muzeu se reflectă în mod direct în calitatea activității din muzeu. Or, astfel de evenimente internaționale care sunt de rang au un efect direct în creșterea calității, în creșterea pregătirii profesionale a respectivilor muzeografi și cercetători din cadrul muzeului, pentru că intră în competiție, de fapt în competiție, intră în dialog cu specialiști din alte părți și văd cum se pune problema și în altă parte. Există în momentul de la acest eveniment, participă cadre universitare și muzeografi din mai multe țări, din Bulgaria, Turcia, Siria, Republica Moldova, Belgia, Japonia sau Slovacia, ceea ce presupune un schimb de idei extrem de benefic într-o epocă în care nu poți să mai faci performanță rămânând singur și cercetând numai tu. A trecut de mult etapa aceea în care cercetătorul era cel care se închidea singur în laborator și mergea încerca după ceva unic. Unic. Acum este nevoie să fii în permanență în contact și la curent cu ceea ce se întâmplă continente. Pe plan mondial și astfel de evenimente sunt binevenite pentru că te pun în contact cu lumea. Și în primul rând putem să-l preluăm și noi modele din afară, ceea ce este foarte important și reprezintă un putem pas și noi să preluăm care ne depășim afară, acea barieră, acea graniță. Și cei de afară pot să preia modele de la noi, pentru că și noi avem ce oferi, avem și ce învăța și din acest dialog de multe ori înveți mai mult decât dintr-un studiu de unul singur. Dar ajută aceste programe, ajută și turismul în regiunea noastră, din Oltenia? Ajută în măsura în care îți face cunoscută, îți promovează această instituție, pe de o parte, și pe de altă parte, în măsura în care ajută la creșterea calității activității din instituția muzeală respectivă și această creștere a calității se reflectă direct în activitatea ei. Vorbeam în emisiunea anterioară despre Muzeul de Artă, care tocmai s-a deschis luna trecută. Ce expoziții? Au fost anunțate expoziții până acum? Nu au pus programul încă, nu? Da. Instituțiile muzeale din Craiova se află într-o activitate extrem de febrilă și au fost foarte multe investiții în aceste instituții. Investiții, în primul rând, de ordin, după cum spuneam, material, au fost reabilitate instituții muzeale, refăcute expoziții permanente, pe de altă parte investiții în pregătirea profesională a celor care lucrează acolo. Și cred că se mai lucrează acum la expoziția permanentă a Muzeului de Istorie, care va fi o expoziție extrem de scumpă și extrem de spectaculoasă, dar cred că în câțiva ani de zile orașul nostru va avea instituții muzeale de top. Dacă ar fi să alegi între toate muzeele din Craiova, primul pe care l-ai vizitat, care ar fi? Da, fără îndoială, Muzeul de Artă este cel mai spectaculos pe care îl avem în momentul de față, are și o poveste foarte frumoasă,
care, pe care sunt convins că mulți dintre cei veneau știu. Și, în general, în, și în Occident, în momentul de față, mai mult decât clădirea în sine și decât obiectele pe care clădirea le conține, mai mult decât toate acestea, contează povestea care înfășoară întregul ansamblu. Iar cea mai frumoasă poveste este clar în treaba povestea muzeului dată. Într-adevăr, așa este. Doamnelor și domnilor, noi continuăm cu un nou subiect. Dacă tot am vorbit despre cultură, să trecem la subiectul de educație. Ministerul Educației a dat undă verde înscrierilor la facultate pentru absolvenții care nu au trecut de examenul maturității după ce au fost publicat în Monitorul Oficial metodologia de organizare a colegilor care primesc aceiași absolvenți. Dacă în sesiunile următoare aceștia promovează bacalaureatul la finalul liceului, ei vor putea fi înscriși și apoi direct în anul 2 de studii la facultate. Ministerul nu precizează care este nivelul de calificare pe care îl primesc absolvenții acestor colegii fără diplomă de bacalaureat. În scurt timp vom urmări și un material video prin care o să arătăm exact situația respectivă. Dar până atunci, Cristi, dacă este nevoie să arătăm acest material, că până la urmă cred că putem să le oferim telespectatorilor și fără un material video povestea adevărată în ceea ce privește educația din România. Da, povestea este următoarea. Legea educației naționale, în momentul în care ea a fost promulgată, cuprindea sau împărțea învățământul în câteva etape și una dintre acest sector îl reprezenta învățământul terțiar. Avem, bun, învățământul primar, liceal și învățământul universitar și mai exista acest învățământ post-liceal sau învățământ terțiar, era el denumit în legea respectivă. Până acum, acest învățământ se refera strict la școlile post-liceale, care erau înființate, unele erau școli post-liceale de stat, alte școli post-liceale erau private. În legea educației naționale, în respectivele școli, se putea intra cu sau fără diplomă de bacalaureat. Aceasta era prevederea din legea educației naționale. Nu se preciza ce se întâmplă la finalul ciclului de studii și conform principiului ce tot ce nu este interzis e permis, ca urmare se putea absolvi școala post-liceală fără să ai examenul de bacalaureat luat. Ce s-a întâmplat acum? Ministerul Educației la propunerea Ministerului Educației s-a modificat printr-o ordonanță de urgență legea educației naționale. Și conform acestor modificări, pe care o să-mi permit chiar să le citesc din respectivele metodologii, există posibilitatea ca aceste școli post-liceale, pe de-o parte, să fie înființate în cadrul universității și pe de altă parte, în cadrul universităților, să se înființeze colegii la care tinerii se pot înscrie fără examenul de bacalaureat. Cred că am să și caut acest... Da. Conform prevederilor cu modificările și completările ulterioare, nivelul de învățământ terțiar non-universitar se organizează pentru absolvenții de liceu. Punct. Nu spune nimic de examenul de bacalaureat. Ca urmare, articolul 5 din capitolul 2 prevedea că învățământul terțiar non-universitar poate fi organizat în colegii, conform prezentei metodologii cadru, numai în domeniile și calificările pentru care instituțiile de învățământ superior care le organizează au programe de studii universitare de licență acreditate sau autorizate. Iar articolul 6 spune, pentru anul școlar 2014-2015, instituțiile de învățământ superior de stat acreditate pot proceda în condițiile legii la organizarea de colegii în cadrul cărora se desfășoară nivelul de învățământ terțiar non-universitar, care se finanțează integral de către solicitanți. Taxele de admitere la colegiu se stabilesc la propunerea Consiliului de Administrație din instituția de învățământ superior acreditată și se aprobă prin hotărâre a Senatului. Concret, ce spune metodologia aceasta? Că universitățile pot să aleagă să înființeze astfel de colegii sau nu, la care studenții se pot înscrie fără să aibă examenul de bacalaureat luat. Acum, ce se întâmplă pe parcursul
colegiile respective pot să fie de la un an până la 3 ani, dacă între timp studenții, am pus ghilimele sau cum să le spunem, își iau examenul de bacalaureat, ei pot să dea niște diferențe și să intre ulterior în seria, în ciclul de învățământ de licență. Dacă nu, nu știm ce se întâmplă și această metodologie nu ne spune, nu ne dă informația respectivă. Acestea sunt datele respective. Din informațiile pe care le avem în momentul de față, Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad a anunțat că a început înscrierile de absolvenți de liceu fără diplomă de bacalaureat. De asemenea, Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu a anunțat că încă din 5 septembrie că a înființat un astfel de colegiu cu 14 specializări în 10 domenii de studii și 630 de locuri. În timp ce reprezentanții Universității Alexandru Ioan Cruza din Iași, Universitatea București și Universitatea Babeș-Bolyai au fost vehemenți împotriva ideii de colegiu pentru tineri fără bacalaureat. Există, este clar, în momentul de față, o puternică rezistență din partea universităților cu un anumit standard de aplicare unei astfel de măsuri. Pentru că, în mod evident, aplicarea unei astfel de măsuri face foarte mult rău învățământul universitar la nivel de imagine. Ideea că o universitate poate să fie asociată cu un colegiu, unde poți să intri fără examen de bacalaureat este extrem de, de proastă pentru universitățile, pentru universitățile respective. În domeniul învățământului, imaginea pe care o universitate o proiectează este un capital extrem de important și de multe ori această imagine este un capital realmente financiar. Ne uităm, luăm din nou exemplu Statelor Unite, unde dacă vrei să urmezi Universitatea Harvard, taxa este, dacă nu mă înșel, $100,000 pe an. Plătești acești bani pentru că știi că urmezi Universitatea Harvard. Și acolo și există un anumit standard. Numele acestei universități și performanțele acestei universități impun un standard, inclusiv unul financiar, extrem de ridicat. Deci, în domeniul acesta al învățământului, numele unei universități înseamnă foarte mult și poate chiar la un moment dat să însemne foarte mult realmente din punct de vedere financiar. Bine, știu că în America părinții strâng de când sunt copiilor mici bani în conturi pentru a-și permite să vă urmeze o asemenea facultate. La noi citeam un sondaj de opinie în care se preciza faptul că românii stau prost cu banii datorită faptului că nu își calculează banii zilnic și pierd foarte mulți bani necalculând cheltuielile zilnice. La americani se pare că acest lucru se calculează pe foaie și acolo, până la urmă își permit. Vorbim de mentalități diferite, de sistem economic diferit și așa mai departe. Întorcându-ne la povestea aceasta, este evident că pentru universitățile, să spunem, am pus ghilimelele de rigoare serioase, asocierea cu un astfel de mecanism nu este dintre cele mai fericite, dintre cele mai bune. Dar faptul că ministerul dă o astfel de decizie este un semnal extrem de negativ pe care ministerul îl dă în zona sistemului de învățământ. Dar totuși, de ce a fost luată această decizie? Putem identifica imediat câteva grupuri țintă cărora se adresează și să nu uităm că ne aflăm din nou într-o zonă electorală. Dar în momentul în care tu primești din zona ta de responsabilitate semnale că instituții serioase de învățământ superior se opun unei astfel de prevederi pe care o consideră nu în favoarea instituțiilor respective, iar tu mergi mai departe cu un astfel de proiect, este clar că de fapt tu ca minister nu reprezinți interesele pentru tine interesul nu este neapărat asigurarea unei calități a învățământului superior, ci ai cu totul alte... Cantitatea contează. Da, și ai cu totul alte priorități. Și acum să încercăm așa, să identificăm cine beneficiază de această ordonanță de urgență. În primul rând, părinții copiilor care nu au promovat examenul de bacalaureat. Nu atât copii, cât părinților. Nepromovarea examenului de bacalaureat, am discutat și în alte emisiuni și am văzut materialele video, nepromovarea examenului de bacalaureat
este în primul rând o lovitură pentru părinții respectiv. Copiii, după cum i-am văzut, nu sunt extrem de afectați, ci pare foarte relaxați. Și, ca urmare, posibilitatea să ai totuși copilul la facultate, așa, nu e. E un colegiu care nu are statut de învățământ superior. Este acreditat, scuze că te întrerup, este acreditat? Nu este, în primul rând, nu este învățământ superior. Dar toate acestea sunt detalii pe care le înțeleg specialiștii în învățământ, cei care, și așa mai departe. Pentru părintele respectiv știe că el se duce la o universitate, că acolo el, de fapt, nu face facultate, face un colegiu, face altceva, e mai puțin important, nici nu înțelege, nici nu vrea să înțeleagă. El știe că poate copilului să intre, să duce și la universitate chiar fără bacalaureat și pentru el asta este suficient. Este clar că ministerul a coborât extrem de jos nivelul de adresabilitate printr-o astfel de lege. Pe de altă parte, această lege se adresează universităților care au o reală problemă în a-și obține studenții. De ce au o reală problemă? Pentru că nu știu, vorbim despre Universitatea Vasile Goldiș și despre Universitatea Vasile Goldiș din Arad. Cred că pot face o completare. Are o problemă această universitate, având în vedere că se află între Timișoara și Cluj, acolo, și acum cineva care vrea să facă performanță într-un anumit domeniu, va merge clar către una, va merge de presupus la Babeș-Bolyai, care este clar cea mai performantă universitate din zonă. Și atunci trebuie să ajuți și universitățile, să ajuți, am pus iar ghilimele de rigoare. Și modalitatea prin care ministerul a găsit să ajute astfel de universități este o lege, o prevedere extrem de controversată. Ne aflăm, de fapt, în situația în care ne-am aflat anii trecuți, în momentul în care erau promovate acele universități private, care se transformau în fabrici de diplome. Suntem într-o situație similară, este o fabrică de bani ce se întâmplă aici, pentru că în această metodologie spune clar costurile pentru organizarea unor astfel de instituții se suportă din taxele plătite de către solicitanți. Deci este clar, ai plătit, ai acces la acest colegiu, mă rog, nici nu știu cum să-i spun, dacă îi spui cuiva că este un colegiu care face parte din învățământul terțiar, nu prea o să înțeleagă nimeni nimic. După spuneam acest lucru și chiar am să-mi permis să citesc articolul din respectiva metodologie. La articolul 44 după aliniatul 7 se introduc două noi aliniate, 7.1 și 7.2, care spun așa. Pentru anul școlar 2014-2015, colegiile din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat pot organiza învățământ post-liceal doar finanțat integral de către solicitanți. Deci lucrurile sunt clare. Universitățile respective nu au voie să aloce fonduri din bugetul lor pentru acest lucru, nici nu e nevoie, pentru că sunt destul de mulți care se înscriu și care plătesc. Tocmai sperăm că o să-și ia și bacalaureatul și după aceea lucrurile intră în normal. Să nu stea totuși un an acasă până reușesc. Da, să nu stea un an acasă, să fie și ei într-un fel... Știu că și la post-liceală se întâmplă același lucru. Poți să intri la post-liceală fără diplomă de bacalaureat, iar apoi, la finalul studiilor, trebuie, ca să poți să obții diploma, îți trebuie diplomă de bacalaureat. Tocmai că nu. Poți să termini, conform legii învățământului educației naționale, poți să termini școala post-liceală fără să ai examenul de bacalaureat. Nu există niciun articol de lege în legea educației naționale care să îți condiționeze acordarea diplomei de final de școală post-liceală de deținerea diplomei de bacalaureat. Singura prevedere era că poți să intri în școala post-liceală cu sau fără diplomă de bacalaureat. Și cum nu se spune nimic ce se întâmplă în momentul în care termini, nici nu ți interzice să termini școala post-liceală fără să ai diploma de bacalaureat. Într-adevăr. Acum, noua metodologie mai spune, în situația în care absolvenții studiilor liceale nu au susținut sau nu au promovat examenul național de bacalaureat, aceștia pot beneficia de cursuri de pregătire pentru examenul de bacalaureat organizate la nivelul unităților de învățământ liceal, precum și la nivelul instituțiilor de învățământ superior acreditate. Fiecare absolvent poate beneficia o singură dată de finanțare pentru a participa la cursurile de pregătire pentru examenul de bacalaureat. Cursurile de pregătire în vederea promovării examenului național de bacalaureat aprobate de Ministerul Educației Naționale se desfășoară potrivit unei metodologii aprobate prin ordin al Ministrului Educației Naționale.
asistăm practic la un fel de senzație, este că ministerul face un efort mai mare să ia tinerii bacalaureatul decât fac ei. Într-adevăr. Și ministerul este mai interesat să, deci parcă trage de ei. Cumva, hai să luați examenul, hai să faceți și voi niște studii. Venim să... vorba de acest lucru, am o completare la subiectul pe care tocmai l-am discutat în ceea ce privește rata abandonului școlar. România are cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană, potrivit unui studiu realizat de UNICEF. Unul din cinci adolescenți renunță la studii, după cum vorbeam și noi. Familia este în majoritatea cazurilor de vină pentru că adolescenții renunță la școală, iar bugetul alocat de România educație este cel mai mic din Uniunea Europeană. Noi alocăm 3,4% din PIB, în timp ce în Uniunea Europeană sau în alte state se alocă 8% din PIB. Deci vorbeam înainte despre banii pe care îi investim în universitate și în același timp despre rata abandonului care este destul de mare în România. Da, iar rata abandonului școlar în România este o oglindă a societății pe care am construit-o până acum. O societate în care învățământul nu mai este valorizat așa cum ar trebui. Desigur, această rată abandonului trebuie legată foarte mult și de fenomenul migraționist. Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, foarte mulți români aleg să meargă la muncă în străinătate și din 2007 a început acest exod. Gheața anul. Între timp, copiilor cresc și părinții încep să fie mai interesați să-i aducă la muncă acolo decât să-i lase să-și continue studiile. Calculul lor este foarte simplu și dacă termin liceul, ce faci mai departe, mai bine mergi cu mine acum în străinătate, uite, eu câștig, lucrez în condițiile astea și câștig atât pe lună. Acum, este drept că ei câștigă o sumă de bani și oricum o sumă de bani mai mare decât ar câștiga dacă ar lucra în România, dar trebuie să se țină cont de faptul că în majoritatea cazurilor cei care lucrează acolo lucrează fără forme legale și ca urmare ei nu-și asigură niciun viitor. Calculul pe care și-l fac este simplu. Las că strângem bani și când ne întoarcem aici reușim să facem ceva cu ei. Puțin sunt cei care reușesc să strângă o sumă de bani acolo, să se întoarcă aici și să spunem să-și deschidă o afacere. Și atunci, într-adevăr, ar deschide o afacere cât de cât care merge și atunci viitorul copiilor ar fi într-un fel asigurat, fără să mai fie neapărat interesat să-și continue studiile. Dar sunt foarte puțini care vorbim de cazuri fericite în care oamenii chiar reușesc să strângă bani să se schidă. Și sunt foarte puține cazurile acestea. Nu sunt la nivel de fenomen. Și ca urmare, nu peste mult timp, peste câteva zeci de ani, 10-20 de ani, ne vom trezi cu o presiune foarte mare asupra sistemului public din România. Pentru că sunt oameni care nu au niciun fel de pregătire și copiii aceștia care renunță la școală se vor trezi adulți care nu au niciun fel de pregătire, nu au niciun fel de... știu să facă tot felul de lucruri pe care le-au făcut acolo, dar realmente pregătire nu au să facă, nu au niciun fel de vechime în câmpul muncii și vor pune o presiune pe un sistem care este și așa extrem de fragil. Din păcate, mulți dintre cei care aleg să-și oblige copiii să abandoneze școala nu sunt conștienți de acest lucru, nu sunt conștienți de faptul că le afectează direct viitorul copiilor și viitorul nostru. Și văzându-și interesul imediat, spun, nu, las că oricum lucrurile merg, este bine și așa. Nu e bine și așa, bine. Nu e bine deloc. Nu, trebuie găsită o metodă. Dacă tot am vorbit despre tinerii care nu sunt încurajați să-și deschidă o afacere, să vorbim despre o nouă propunere a guvernului. Guvernul va lansa o schemă de ajutor de stat pentru companii valabilă până în anul 2020, cu un buget total de 2,7 miliarde de lei, adică 600 de milioane de euro, pentru finanțare nerambursabilă a costurilor cu activitate corporale și necorporale aferente investiției inițiale, plata efectuându-se în perioada 2015-2023. Noua schemă de ajutor de stat are ca obiectiv stimularea doar a investițiilor cu impact major în economie. Mai exact, despre ce companii vorbim cu impact major în economie? La ce fel de organizații ne referim? Ne referim la companii extrem de importante. Costurile cu activele corporale vor fi finanțate sub formă de sume nerambursabile, în limita intensității maxime admise, bugetul anual al schemei fiind de 450 de milioane de lei, ceea ce înseamnă cam 100 de milioane de euro. Acum, trebuie să spunem că toate aceste sisteme sau mecanisme de finanțare, schemă de stat, din păcate s-au dovedit neeficiente. Ne aducem aminte,
de încercarea precedentă a guvernului de a acorda finanțare drept pe sume mici, acum vorbim de sume mari, atunci era vorba despre suma de minimis, în momentul în care a fost lansată povestea cu suma de minimis, site-ul s-a blocat, lucrurile au scăpat de sub control, a trebuit modificată alocarea dintr-o parte în alta, în sfârșit a fost o poveste extrem de, de complicată. Acum este drept că sunt mai puțini solicitanți pentru că este vorba de, de firme de top, dar sunt foarte curios să văd cum va gestiona guvernul acordarea unor astfel de scheme, unor astfel de proiecte, pentru că, din păcate, experiența ne demonstrează că ministerele, când joacă rol de autorități de management sau de organisme intermediare, nu sunt extrem de eficiente și, de multe ori, fie din rea credință, fie din necunoaștere, se blochează respectivele mecanisme de finanțare. Cred că putem vorbi și de un mecanism haotic. Cum ai spus și tu, ministerele, în minister sunt foarte mulți oameni care coordonează atât activitatea ministerială, cât și activitatea prin care se lansează o schemă de ajutor de stat. Până la urmă sunt două directive diferite, ceea ce nu permite o focusare în prim plan a unui obiectiv, nu? Da. Trebuie să mai spunem pe de altă parte că există alocări pe regiuni ale acestei scheme. De exemplu, firmele din București vor putea primi maxim 11 milioane de euro, echivalent în lei, în perioada 2014-2017. Companii pentru regiunea Vest și Ilfov vor fi alocate 26 de milioane de euro, deci fiecare, de exemplu, pentru Sud-Vest Oltenia vor fi alocate 37 de milioane de euro și așa mai departe. Toate aceste informații se pot fi găsite și pe site-urile guvernului și reprezintă o încercare a guvernului de a debloca această finanțare, pentru că suntem în momentul de față într-o etapă în care sistemul bancar nu alenzintă acordarea de credite și astfel companiile nu au acces la resurse financiare convenabile din partea sistemului bancar. Pe de altă parte, exercițiul bugetar european acum începe, 2014-2017, și lucrurile sunt puțin blocate. Guvernul, după cum se vede, face pe eforturi, dar din păcate le face destul de anapoda pentru a reuși să deblocheze finanțarea companiilor, pentru că fără finanțare nu putem porni economia. În rest, putem să punem taxe și pe stâlci și să putem să facem orice, dar dacă nu reușim să finanțăm companiile, să le asigurăm accesul la resurse financiare, ele nu vor putea porni și atunci economia va stagna indiferent ce am face noi. Dar dacă acest mecanism nu va funcționa, vorbim despre de perioada 2015-2020, ce se va întâmpla? Va fi retras acest mecanism? Va crea altul? Sau va fi valabil până în 2020, chiar dacă nu vedem o funcționalitate a lui concretă? Nu. El este funcționabil până în 2020 și la un moment dat el va funcționa. Banii se vor merge. Acum, interesant, va fi de urmărit către cine vor merge banii, pentru că aici este problema. Nu că neapărat că banii nu sunt cheltuiți. Banii sunt cheltuiți, dar din păcate experiența ne demonstrează că executivul, guvernul face astfel încât banii respectivi să ajungă doar în anumite zone. Și aici este, de fapt, marea problemă. Dar cum sunt sprijinite, în general, companiile mici? Vorbeam înainte de companiile mici. În această schemă, până la urmă, vorbim doar de companiile mari. Pentru companiile mici a existat, ceea ce spuneam mai devreme, acea schemă de minimis, care a fost un dezastru, a fost prost aplicată și, din nou, fondurile au fost dirijate doar către anumite companii. Și cred că este unul din puținele mecanisme care a fost pus la dispoziția IMM-urilor. În rest, nu există în momentul de față foarte multe alte variante. Bun, s-au mai lansat câteva post-druri, acolo unde, da, post-drurile sunt extrem de complicat de implementat și ai nevoie de bani pe care să-i cheltuiești și apoi îți sunt rambursați. Nu cred că în momentul de față în România există un climat favorabil pentru întreprinderile mici și mijlocii. Dar în ceea ce privește companiile mari, care sunt ca orientare cele mai profitabile companii, ca orientare, de exemplu, IT, domeniul agricol, care sunt? Se poate câștiga din orice zonă, de la agricultură până la industrie, până noi în Craiova avem exemplu unor companii de succes și din domeniul IT-ului și din domeniul construcțiilor și din domeniul agriculturii, dar pentru a reuși ai nevoie de un suport financiar extrem de puternic.
Aceste companii care performează, de cele mai multe ori performează împotriva sistemului și nu fiind sprijinite de sistem. Dacă discutăm cu toți cei care au reușit în activitatea lor și pot spune că au performanțe economice, cifre de afaceri mare, profit și așa mai departe, toate aceste lucruri au fost făcute împotriva măsurilor luate, împotriva măsurilor guvernamentale, împotriva taxelor și așa mai departe și nu beneficiem de foarte mult sprijin. Deci până la urmă, de asta spuneam, ca și în cazul IMM-urilor și în cazul marilor companii, nu există un mediu neapărat propice, ci este mai curând un mediu destul de anomic și un mediu în care lucrurile sunt destul de tensionate. Nu vorbiți de concurența foarte mare de pe piață. Bun, concurența este un lucru benefic și este un lucru benefic, dar în momentul în care, în loc să te concentrezi pe concurență, trebuie să urmărești cele 50 de milioane de modificări legislative de, și așa mai departe, trebuie să fii la curent cu toate taxele respective și cu tot ce se modifică de la o zi la alta, nu concurența devine principala problemă, ci această lipsă de predictibilitate a sistemului economic din România. Este ceea ce reclamă toți actorii de pe scena economică, indiferent că sunt mici sau că sunt mari. În România este foarte greu să-ți faci un plan de afaceri pe termen lung sau chiar pe termen mediu, pentru că nu știi niciodată ce ți aduce ziua de mâine, ce modificări legislative pot să mai apară, ce modificări ale codului fiscal și așa mai departe. Vom vedea cum evoluează și cum este această ajutor de stat în viitorul apropiat. Până atunci, noi ne apropiem de finalul emisiunii, așa că vorbim despre ziua de 11 septembrie 2001, care rămâne ziua celor mai sângeroase atentate din istorie. Aproape 3.000 de persoane și-au pierdut viața după ce 19 teroriști Al-Qaeda au deturnat 4 avioane de pasageri pentru a ataca simbolurile economice, militare și politice americane. În urmă cu 13 ani, 2 avioane au lovit World Trade Center la New York, unul la Pentagon la Washington, iar cel de-al 4-lea viza probabil Capitoliul. După intervenția pasagerilor, ultimul avion s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania. Cristi, ne amintim probabil cu unii dintre oameni și amintesc probabil cu lacrimi în ochi cei care și-au pierdut familiile și aceste atentate. A fost evenimentul cel mai care realmente a șocat întreaga opinie publică și evenimentul care a marcat în mod decisiv istoria acestei națiuni. Acestei națiuni și acestui moment. A trecut mai bine de un deceniu de la acest eveniment și s-au întâmplat foarte multe lucruri între timp. Guvernele, dacă este să privim foarte, foarte de sus povestea aceasta, guvernele au început să devină și mai să pună o presiune și mai mare asupra propriilor cetățeni, să-și controleze mai mult proprii cetățeni, având ca argument lupta împotriva terorismului, care este o luptă reală și vedem ce s-a întâmplat. La vremea respectivă foarte mulți au spus că atentatele din 11 septembrie 2001 au fost rezultatul unei slăbiri investiției în apărare pe care America a făcut-o. Se încheiase războiul rece, America se simțea relaxată. Se simțea relaxată, nu mai exista niciun inamic, să spunem, direct și așa cum fusese URSS-ul până atunci și ca urmare au fost reduse foarte mult bugetele și în special bugetele din zona serviciilor speciale. Și foarte mult spun că acesta a fost unul din motivele principale pentru care atentatele respective au avut succes, pentru că America a coborât garda. Timp de un deceniu lucrurile au evoluat într-o direcție deloc favorabilă libertății individuale a oamenilor. Și ne aducem aminte de toate acele scandaluri legate de legea Big Brother și așa mai departe. Ne aducem aminte de scandalurile legate de ofițerii de informație și de care vin din zona Statelor Unite și care spun că în momentul de față există un control aproape quasi total al autorităților asupra vieții personale a fiecărui om și acest control este un efect direct al atentatelor din 11 septembrie 2001. Trăim într-o lume care devine din ce în ce mai mult paranoică, într-o lume în care controlul este ordinea de zi. Aproape fiecare dintre noi
începem să simțim această presiune în care să ți se urmărească ce convorbirile, e-mail-urile pe care le trimiți și așa mai departe, și începem să, pe de altă parte, devenim din ce în ce mai dependenți de tehnologie, iar tehnologia este din ce în ce mai ușor de controlat. Nu este o lume extrem de prietenoasă, din păcate, iar acești 10, mai mult de 13 ani care au trecut, ne arată că lumea nu evoluează într-o direcție extrem de plăcută. Pe de altă parte, din punct de vedere strict militar, știm ce a urmat, intervenția Statelor Unite în Afganistan a durat aproape 10 ani până când organizatorul acestor atacuri, Osama Bin Laden, a reușit să fie prins și ucis. Intervenția în Afganistan, care s-a încheiat acum recent, trupele au fost retrase de acolo, nu a fost nici un succes pentru că zona nu a fost pacificată, este în continuare o zonă de conflict. Dacă este așa, să tragem o linie și să adunăm, într-adevăr, pericolul terorist poate acum nu mai este la nivelul la care era în 2001, au apărut însă noi focare de conflict și lumea se îndreaptă din nou spre o logică a războiului rece, pe care la vremea respectivă o credeam apusă, și este interesant de văzut dacă aceste două tipuri de conflict, conflictul gen războiul rece declanșat de ce se întâmplă în Ucraina și conflictul legat de rețelele teroriste, vor fuziona sau cum vor da, pentru că ce se întâmplă acum cu acel stat islamic, toată povestea aceea este un efect al acestui tip de amenințare pe care terorismul reprezintă. Al-Qaeda nu mai este neapărat o amenințare de aceeași anvergură cum era în 2001, dar lucrurile au trecut la un alt nivel. Repet, din păcate, în acești 13 ani, lumea nu a devenit deloc mai prietenoasă. Într-adevăr, știu că în fiecare an, pe data de 11 septembrie, americanii se strâng în piață, în Times Square, dacă nu mă înșel, și comemorează moartea și până la urmă cei care au pierit în atentatele din America din 2001. Reprezintă un simbol al Americii, a devenit un simbol ziua de 11 septembrie? Da, americanii au această capacitate de a regenera și de a-și transforma în simboluri chiar momentele de înfrângere, așa cum este, de exemplu, și momentul în care au fost atacați la Pearl Harbor, și acela este un moment pe care ei îl comemorează, și au această capacitate permanentă de a face recurs la istorie și de a face recurs la memorie. Este un lucru foarte bun și un lucru din care noi ar trebui să învățăm, pentru că, referindu-ne la noi, la români, sunt foarte multe momente ale istoriei noastre pe care noi preferăm să le trecem sub tăcere sau să le uităm. Americanii și le amintesc chiar atunci când este vorba despre momente extrem de dureroase pentru ei și ca națiune și în mod individual, dar ei se încăpățânează să nu uite. Vorbeai la un moment dat de control și despre ceea ce numeai tu spionaj prin convorbirile telefonice. Știu că nu s-a aprobat legea Big Brother, a fost respinsă. Dar în acel Patriot Act în Statele Unite este în vigoare și produce efecte destul de importante, criticate de multe organizații de apărare a drepturilor omului. Într-adevăr, din acest punct de vedere, Europa este la alt nivel decât Statele Unite, dar există această presiune continuă a guvernelor de a încerca un control cât mai constant și mai important asupra vieții private a cetățenilor. Într-adevăr, așa este. Cristi, emisiunea noastră a ajuns la final. Le urăm condolențe celor care și-au pierdut familiile data de 11 septembrie, chiar dacă nu ne pot auzi, pentru că sunt cei din America. Mulțumesc pentru prezența ta în emisiune. Și îți mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, emisiunea Analiză Inițială a ajuns la final. Pentru detalii despre emisiunile și programele noastre ne puteți urmări pe site-ul nostru www.alege.tv. Eu sunt Andreea Dascălu și ne revedem mâine cu analiza celor mai importante titluri ale zilei. O zi minunată să aveți!